Wow! Mamă! Ce mai fain joc! Mamă! Ia uite cum îi trec pe toți! Dați-mi banii, băi! Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de No Pro Hacker! Astăzi, după cum vedeți, avem cu avioane. Practic, avionul ăsta este la 1900 și noi trebuie să ajungem, mă gândesc, cât mai modern. Nu știu ce este chestia asta, dar aflăm imediat. Ok, se pare că trebuie să lovim astea. Ok, să încărcăm și cred că ni le dă sau care-i faza. Ah, uite, te îmi dă gloanțe! Ok, 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 îmi dă 10 ani în plus. Bag și fire-ul tu și acum avem un avion din 1910. Atât să-l facem din 2024, poate îl facem și din 2500. Ok, la început se pare că ne dăm în freză. N-ai ce să zici, la început ne dăm în freză și sunt pe locul 495. Mai avem. Și nu așa de puțin bani încât ne-o ștăl absolut efectiv la nimic. Faza este că în jocul ăsta sunt destul de multe de cumpărat. Level completed, ia să vedem. Sunt destul de multe de cumpărat și vă arăt imediat. De exemplu, avem aici căști, avioane. Poți să cumpăr avion până 1960. Uite, fii atent, avion din 1900, stai să pun cursorul. Am pus mouse-ul să vedeți și voi și uitați aici, avion 1900, 10, 20, 30, avion 1940, jet area, avion 1980, avion 2040, avion 2080, măcar nu suntem acolo. Ok, și aici ce avem? Aici e scorul și aici sunt avioanele, super, super tare. Ia să vedem cum ne surcăm. Bă, mie îmi plac foarte mult joculețele astea, dar nu că îmi plac foarte mult, îmi plac la nebunie jocul ăsta de No Pro Hacker. Și îmi place să mă joc și vă plac și vouă foarte mult, am observat. Deocamdată n-am apucat să dau niciun upgrade. Așa. Haide, 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 haide mai la maxim. Ok, și să creștem cu... Oh, n-am crescut destul de mult. O să dau fire-ul tu. 1907. Bă, sincer să fiu, cred că îmi bat scorul, dar în afară de asta nu cred că fac nimic. Ce vorbești, nu-mi bat scorul? Vai de capul meu! Bă, la level 2 nu seamănă nimic. Dar am crescut la 1490. Ok, pot să-mi cumpăr race sau income. O să-mi cumpăr mai mulți bani. Bă, nu să fie, haide mă, dăm următorul nivel. Bă, îmi plac jocul ăsta, nu știu ce zic, dar îmi plac mult. Fii atent ce cadou frumos îmi dă. Un avion, dar din ce an este? Plus 10 ani, permanent. Ia să dăm collect. Mi-a dat avionul ăsta permanent. Este un avion din 1910, am înțeles. Aha, odată la 10 ani un avion, ăsta e un tank. Care trebuie să-l bat. L-am bătut și mi-a dat bani. Ok, am făcut asta, îmi dă fire rate-ul. Aha. Și trebuie să iau și asta. Băi, bună avionul ăsta din 1910, o să dau pe asta ca să fie mai mulți ani. Uite-te. Aha, eu uite bă, avionul 1923, tăticule. Așa, da. Și acum la asta o să dau la fire rate-ul. Vedem unde ajungem. Să vedem dacă cu avionul ăsta din 1930, deja este un avion mult mai tare, batem ceva record. Nu cred. Eu uite ce avion mare în față acolo, cred că o să ne batem cu el. Mamă, ce nebunie. Văd că ne-a dat destul de mulți bani când am investit în bani, așa că o să investim tot în bani acum. Este mai important, zic eu, să iasă. Ok, și acum să vedem ce putem să facem. Deci acum, în câte văd eu, pot să investesc în fire rate sau în init ear. Bun, o să dau la chestia asta de aici și o să dau la ear. Mai important anul. Ok, o să bat tank-ul. Ok, foarte tare. O să dau range-ul. Și acum mai important este fire rate-ul. Oh, nu, o să dau asta. Oh my god, ce rău a fost, n-am făcut upgrade-ul bun. Mamă. Ok, o să dau aici la fire rate, este mai important. Fire rate înseamnă cât de repede lovește. Bă, cred că o să-mi schimb puțin investițiile. Și vă spun ce o să facem. O să cumpărăm permanentir ca să ne facem avionul mai tare. Am dat minus la range. Practic am ieșit mai slab. Bă, ce nebunie, dar am ies bani buni. Bun. Ok, ok, bani facem. Asta e bine, că bani facem. 60. Oh my god, că merge, tăticule. Dar o să investesc în permanentire. Să vă arăt imediat pe ce este vorba. Tap to continue. Asta e cască de pilot. Poate te ajută cu ceva. Dar ce face? Collect. Casca asta, ok. Deci dacă por casca, am range-ul și fire rate-ul mai tare. Fire rate-ul înseamnă cât de tare îl repede lovești. O să dau ear. Să mai cresc cu un an. Double jet, două avioane. Așa, da, tăticule. Ia uite-te. Ia uite-te, dau cu două deodată. Oh my god, ce fain o să fie nivelul ăsta. Mamă! O să dau range-ul maxim cât se poate. Bat tank-ul pentru bănuți. Ia uite aici. Ok, mamă, ce fain nivelul ăsta, măi, tăticule, ce-mi place. O să iau asta și o să dau pe ani. Ok, ia uite, uite, uite aici ce o să facem. Mamă, câți ani facem. Aha, aha, ia uite-te. Așa, da, tăticule, avion mai puternic. Ok, terminăm și asta. Cred că o să ne surcăm foarte bine nivelul ăsta. Ok, dar o să mă duc la margine și vă spun ce cauză. Pentru că să nu lovească avionul ăla. Ia uite-te, ia uite-te. A, facem bani acum. Și am crezut că dau cu aripa. Bă, ne batem recordul, dar oare cât?
Bă, cu două avioane ești nebun? Bă, roșu pe asta luăm, hai că luăm. Am făcut bani buni. Ah, mai puțin. Ce fain a fost nivelul ăsta, măi. Oh my god, mă ajungem pe locul întâi. Bun, nu cumpăr nimica de aici. O să mai cumpăr new helmet. Mamă, îmi dă upgrade-uri noi de fiecare dată, ceea ce e super tare. Bun, vreau să văd ceva. Dacă am echipat helmetul ăsta, dacă doar la helmet. Da, uite, pot să schimb avionul. Ok, și la asta ce avem aici? Așa. Oare am schimbat ăsta? Da. Am ajuns la nivel de level 2. Bun, o să mai cumpăr asta. Și mărești fire rate-ul. Ok, nu știu ce este chestia asta. Ia să vedem. Bă, mi-a dat un fel de... Încă o chestie, un fel de balon cu aer cald. Ok, o să dăm pe fire rate-ul din partea asta, că după o să vină tankul. Bă, poate ne bate recordul și acum avem avion din 1920, 1910 și ne îndreptăm spre 1920. Asta e scopul nostru. Oh, nu! Mi-am lovit avionul! Ce s-a întâmplat acolo? Ok. Mă interesează să fac asta. Asta cu nu știu dacă reușesc. Hai că reușesc ceva. Am reușit 6 ani, dar nu mă ajută cu nimic. Cu nimic nu mă ajută, pentru că din 10 mai trebuia un an. 12 ani. E bun. Ia uite-te. Avion din 1940, măi, cum arătau. Bă, oare așa arătau și în realitate? Cred că da. Așa, să vedem ce se întâmplă. Bă, nu știu dacă mi-am bătut recordul. Dar, pe locul 448, ceea ce este foarte bine. Aș investi în, v-am zis, aș investi și acum în avion mai puternic. Mi se pare ceva mult mai bine. Ia să vedem ce reușim să facem. Coleg, da mă, permanent? Da mă, da. Bun, nu pot să investesc în asta, trebuie să mai aștept puțin. Faza este că ăstea sunt mai multe acum și mai grele de umplut. O să dau fire rate-ul, dar upgrade-urile sunt mai tari. Deci acum încape mai multe din astea ca să crește mai repede. Ia uite-te. Așa, o să dau pe ani. Să creștem în ani. Așa, o să fac asta de aici. O să dau asta de aici, de fapt, așa. Așa. Creștem în ani. Așa. Ia uite-te, avion din 1940. Bine, mă. Hai că am descurcat foarte bine. Batem tankul. Bă, nivelul ăsta am crescut destul de mult. 7 ani doar. 1955. Bă! Este cel mai tare avion pe care l-am avut până acum, doar că data trecută aveam încă un avion lângă sau un balon de aer cald. Bă, nu știu ce o să iasă. A, nu m-am avut record, uite-te. Ajungem la record? N-am ajuns, dar nu contează. Că avem destul de multicei bani. Deci îmi trebuie 300 pentru un avion nou, cât îmi trebuie pentru upgrade? 300 nou. O să-mi cumpăr avion nou și după aceea o să-mi cumpăr cu bani. Normal ar fi bine să investești numai în bani. Părerea mea. Da, nu știu ce zic. Bun, o să cumpăr asta și o să cumpăr asta. Bun. Fiți atenți. Avion din 1913 începem. Așa. Mi-a dat asta permanent, ceea ce e super tare. Creștem cu mai mulți ani. Așa, să crească avionul. Când îți crește avionul, devii mai puternic. Așa. Poate batem și tankul. Așa, batem tankul. Oh, nu. Oh, nu. Am sfeclit-o, am făcut rău. Bă. Băi, de mine ce avion slab am. Ok, practic, nivelul ăsta e varză. Nu e bun nivelul ăsta deloc. No. No. Nivelul ăsta am sfeclit-o. Nu, ce să-mi bat recordul? Totuși suntem la avion de 1900 cât era. Bă, nivelul ăsta nu a fost bun. Rău de tot. Ai, ție mine ce slăbuț. Slăbuț, tăticule. Slăbuț. Să vedem ce putem să facem, că jocul ăsta pare destul de greu. Ne dă o cască nouă. Permanent ne-am upgradat casca. Bine, mă, bine. Sunt curios dacă e genul ăla de joc, ar trebui să facem două nivele. Ok, ne dă chestia asta din față, ceea ce e foarte bine, că e cu două. Ok. Ok, dăm și noi upgrade mai mult. Ok. Nivelul ăsta pare foarte bun pentru noi. Ok, fire rate-ul, bun. Ok, o să fac asta. După aceea fac asta, îmi dau câțiva ani. Ok, bun. Hai că merge. Bun. Poate fac 12 ani. Bun, facem 12 ani. O să dau asta cât se poate. Iau asta. Bine, mă, ne scurcăm foarte bine, zic eu. Bun, măi. Nu știu dacă pot să bat tankurile. N-am cum să le bat. Bun. Tankurile nu pot să le bat în nivelul ăsta, nu contează. Că n-ai ce să faci. Dar o să facem un avion destul de puternic. Nu foarte puternic. Din păcate, nu e foarte puternic. Ia să vedem. Ducem pe aici. Na, cu avionul ăsta, nu știu dacă ne bate recordul. Din păcate, nu cred că ne bate recordul. Ne străduim și noi să facem ceea ce putem. Dar, hai de viața noastră.
Din păcate nu putem să cumpărăm nimic. Dă-mi aici fire-ul tu. Asta e nivelul ăla cu bani. Ia că merge, 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 merge. Bă, upgrade-uri îți dau ăștia, dar... destul de greu. Mai bine dădeam să-mi crească bani în continuu. Cred că upgrade-urile pentru bani erau cele mai bune. Oh, stai că ne dă... Bă, câți bani ne dă, măi! Ce-mi place nivelul ăsta. Ai de mine. Dai-mi bani. Dai-mi bani să crească. Oh, ce nivel! Cel mai fain nivel. Aici sunt la maxim. Mamă! Cel mai fain nivel. Aici am bat recordul. Ia să vedem. Din 1910 avionul. Slab rău de tot. Da, câți bani are tăticu, măi! Câte 50 îmi dă. Mamă, câți bani avem. Avem 1147. Și după aceea... La ce să dăm una? O să dau la iar la avion. N-am ce să fac. Dar crește doar cu un an? Dar crește doar cu un an, ceea ce nu-i fain. Bun, hai să vedem ce putem să facem acum. Spargem pasta cu anul. 5 ani, da. Ok, am apărut bani aici, ceea ce e foarte bine. Bă, deja e mai bine, dar... E mult de muncă ca să faci avionul puternic. Așa, bă, îmi place foarte mult jocul ăsta. Cred că o să trebuiască două videouri ca să faci jocul ăsta să-l termini. Mai mult decât la celelalte. Așa. Cât o lună crește aici, 15 luni. 1 luni, 3 ani. Oh my god, asta e rea. Bun, hai să dăm aici pe luni, să creștem câteva luni. Ok, 2-4 ani. Uite cum dă ăsta în mine! Mi-a scăzut un an. Câtă nesimțire! Avem drumul 1932. Bă, avionul drumul 1932 e destul de puternic. Se pare că doar la jocul ăsta doar trebuie să joci ca să-ți dea upgrade-uri. Nici o problemă, doar trebuie să joci. Uite-te. Cred că e jocul la care am înaintat cel mai puțin de toate jocurile. Așa, ia să vedem. Dar ne mai jucăm. Și vedem ce urmează. Fire rate-ul ăsta e foarte important. O să cumpăr asta cu, a, nu, asta cu lunile e mai importantă. Așa, nu era mai importantă, 3-4 ani. Bă, la un moment dat, days, nu, o să dau asta pe ani. Aia pe zile nu-i bună. O să bat pe ăsta. 1, 2, 3, 4, 5. Mai bă, battle. Days. O să dau pe days. M-a scăzut cu 4 ani. De aici creștem cu ani. Bă, ce greu e jocul. Așa, dau câte două. Ok, avem unul ceva mai puternic. Dar 1941, bine. Oare cât era maximul de avion? Nu știu. Ce avem acolo? IR, da, putem să mai creștem. Ia să vedem, 1941. Creștem câțiva ani. Dar nu ajută cu nimic, că eu trebuie să cresc din 10 în 10 ani. Băi, nici măcar n-ajung să-mi bat recordul, voi vă dați seama. Ce nebunie. Uite recordul acolo. Recordul ăla l-am câștigat. O să dau la income, la bani. Recordul ăsta l-am câștigat de fiecare dată când... Așa, da, upgrade la asta. Ia să vedem ce îmi dă. Power mai puternic. Și toate, hai că îmi place. Oare, ăsta nu s-o dă, tot unlock sunt, bun. Hai să vedem ce putem să facem acum, 1914. Ia uite că se pleacă astea, du-te mă! Și mai greu-i. Ia uite-le. Du-te mă! Să dau pe asta, tankul ăsta-l termin imediat. Ok, facem asta. Bă, deja jocul devine mai greu, ceea ce îmi place, sincer. Ok, 6 ani, e bine, bine, bine. Tankul ăla din față n-a nicio șansă. Așa, ăla din față le iau, dacă nu se mișcă, bun, ischi bun, bă, se mișcă, măi! Am pierdut un an sau cât am pierdut? Bă, am pierdut un an și avionul nu mai este 1920. Rău de tot. Că-l bat pe ăsta, când dă bani. Bă, ce am pierdut, măi! Până mă obișnuiesc și eu, că știi care e faza cu jocul ăsta, așa. Și range-ul, 1918. Bă, nu știu dacă fac mare șmecherie aici. V-am zis, ăsta e un joc în care e mai greu decât celelalte. A, pot să le iau amândouă? A, pe le-au peste de la început. Stai puțin că m-am prins eu cum fac bani. Aha! Păi facem noi bani aici, măi. Sincer, aș investi mai mult în fire-ul decât în range, dar și range-ul e bun. Ia să vedem ce urmează acum. Ce aș putea să fac? Ok, dau asta. Ok, ce este chestia asta? Bani sau ani? Nu, dau-mă la bani. Ok, ăsta nu pot să-l bat. Nu pot să-l bat pe ăsta. Ia uite tankul. Ia uite, bă, tankul ce-mi face. Ce-mi face tankul, mă? Merge cu spatele. Ia uite și tu. Tankul merge cu spatele. Du-te, mă. A, trebuie să iau bani, altfel nu mi-i dă. Bă. Și dacă fac ceva la asta, fire rate-ul, nu cred că fac nimica. Ba da. Iau ceva. Nu contează cât ai luat ceva. Așa, mai luăm ceva bani. Asta cu anul e cel mai important. Mai bine dau la asta. Așa. Faza este că trebuie să bagi multe investiții ca să ai un avion de 1920-1930. Range-ul.
Băi, de mine ce s-a terminat upgrade-urile, măi. Mamă, ce joc. Ia să vedem, facem ceva bani? Mai facem ceva bănuți, te rog frumos? Bă, du-te încolo, o să dau range-ul data asta, de două ori, așa. De-abia să mi se dea upgrade la helmet. Gândiți-vă cum mai trebuie să jucăm la jocul ăsta. Dacă nici măcar nu mi s-a dat unlock. Uite, am dat aici la ăstea și avem unlock la avionul ăsta, atâta putem noi. Și la avionul ăsta, ok, doi din așa unlock, aici nimic unlock. Aici sunt pe locul 439, deci vai de viața mea. Astea sunt două blocate. O să dau aici la bani. Ăștia pot să-l bat. Bat pe ăsta. Ok, le iau pe ăsta, iau asta. O să-l dau în ăsta. Așa. Ok. Range-ul bun. Asta cu Daze-ul e rea de tot. N-am ce să fac. Modulul ăsta de aici. Bă, m-a dat un freză, măi. Măi. Am un damage foarte slab, măi. Voi vedeți? De-abia dacă fac față. Cockpit. Asta nu știu ce face. Ce face chestia asta? Wow! Mamă! Ce mai fain joc! Mamă! Ia uite cum îi trec pe toți. Dați-mi banii, băi! Am pierdut un an. Nu știu din ce an sunt, dar se pare că mă duc pe aici să iau 12 ani. Ok, iau și banii ăștia. Ia să mă duc. Ia uite cum fac eu. Aha. Mamă, ce damage aveam atunci. Nu mai am damage-ul ăla. Am făcut 1000 de bani. Bă, eu zic să investesc acum, de-abia trec. Se investe tot în bani. În bani. Și înapoi iar în ce se investesc? În ani? Nu prea merită. Sau merită? Merită. Dar numai, fiți atenți, un upgrade sunt numai câte unul. Bun, ce este aici? Ce avem aici? Fire rate-ul, 50 sau banii. Dau pe asta. Ok, asta cu anul vreau. Dacă pot să sparg. 12 ani, 14 ani, așa da. Ok. Bă, ce asta, mă? Range-ul. Să fac asta repede. Așa. Hai mă că e bun upgrade-ul ăla. Așa. Double ce? Double jet. Asta vreau. Ia uite-te. Aha. Și iau și pe asta. Ține te termin, dar nu prea de nimerezcă pe tine. Bă, de mine să vedem cum ne scurcăm. Să rămân așa doresc ca să dăm toți banii. Ăștia de la început pot să-i bat, de asta fac așa. Uneori nu contează cât de departe ajungi, ci contează câți bani faci. Așa. Bă, bate recordul. Da, mă, bate recordul. Cred, sper. În sfârșit ne-am bătut recordul, mă, cu puțin. Bă, dacă mi-ar da permanent, mă, dă-i încolo, dacă mi-ar da permanent. Ăsta cu două avioane. Hai, mă, ban să fie. Și dau și range, dă-l încolo. Opa, casca roz. Cât de tare-i. Da, am damage-ul mai mare, permanently, final unlock, bun. Dar unde sunt căștile? Că nu le văd. Adică aici nu mă arată căștile, sau mi se pare mie. Bun. Ce avem aici? Fire rate-ul e bun. Așa. Dăm pe asta. Aici trebuie să trec în mijloc. Ok, ce fac acolo? Avionul ăla trebuie să-l iau. Iau asta și avionul ăla, deoarece nu avionul la balonul ăla. O să-mi dea dublu damage. Așa, și să-l fac pe asta. Așa. Am pierdut 2 ani! Mamă, ce am sfeclit-o. Ce am sfeclit-o, măi! M-am zăpăcit. Ok, pe ăsta pot să-l bat ușor. Am pierdut un an. Bă, eu am două din ăsta de două damage, după cum se vede, dar... dau puțin damage. Hai să dau asta pe ani. Mai câștig niște ani. Bun, hai că am 1928. N-ai bine să-i dai pe ăștia așa la început, că ăștia pot să-i bați pe toți. Așa, și câștig niște bani. Na, din punctul meu de vedere, n-a ajuns foarte departe. Nu-mi bat recordul. Bă, dar trebuie să dai damage mult, că altfel nu reușești. Nu dau niciun range. Nu dau niciun range. Sincer să fiu, investiția care merită este la firepower. Fire rate ăsta, nivelul 5. Să dau un an în plus, nu o dau acum nimic. Hai să facem așa. Oh, asta nu-i bună cu anii. Că trebuie să crească mult. Bă, de jocul ăsta devine ce mai greu, nu se vine mai ușor. Stai că iau asta, cât pot. Dau asta, dau range-ul. Bă, dar toate se mișcă, mamă. Bine, e și mai interesant, am pierdut un an, gata. Că îmi pierzi un an, tot în 1910 sunt. Oare câte jocuri trebuie să joc ca să prind avionul ăsta la maxim? Așa. Am niște bănuți. Puțin. A, am pierdut un an. Bravo, mă. Hai că e bine. Ia uite-mă cum pleacă asta. După ce că de-abia mă descurc așa. Ia uite și tu. Bă, tăticule, de-abia... O, am pierdut un an. Am pierdut un an. Eu de-abia mă descurc așa. Așa. Ia uite și tu. Ce vorbești că nu fac nimic aici? Mai bine să mă fac ăștia cu 2.
Și iau bani ăștia, știi? Iau aia cu 20. Ăștia așa. Așa, ce vor? A, pierdut pe ăla, bun. Na, ce să zic? Ok, ce să cumpărăm? Să cumpărăm FireRate aici, așa. Asta care e anul? Range, FireRate, ăsta e important. Faza este că tankurile astea nu sunt ușor de bătut cu ele. Vezi când dau un tin... Oh, a dat în mine! Ai de mine! 1, 2, 3, bun. FireRate. Am primit apă, n-am primit apă. Bă, dar ziceți și voi dacă jocul ăsta nu este greu. Pe cuvântul meu. Range. Hai că asta e bun, plus 20. Ba tankul ăsta. Au pus tankul exact unde e anul, mă. Ce vorbești, că în 1914 mi-a rămas. Ai de viața mea. Double, double. Dar nu mă ajută double jets acum. Știi când te ajută double jets? Te ajută la început. Acum te ajută așa, puțin mai scoți un ban. Faci un ban, dar nu prea te ajută, după părerea mea. Așa. Că mă duc. Nu cred că îmi bat recordul cu el. Niciun caz. Ca să-ți bat recordul, trebuie să fie în 1940. Așa, o să cumpăr bani, că altceva nu merită. Și aștept să văd următorul helmet, că ți-l dă permanent. Oricum o să mai jucăm vreo 5-6 minute, că nu știu că jocul ăsta e prea fain. Ok, ce să cumpăr de acum? O să cumpăr range-ul ăsta. Ok. O să cumpăr FireRate-ul ăsta. Opa, ce s-a întâmplat acolo? Uite câți bani au. Ai nivel cu bani. Ai nivel cu bani. Aha, am înțeles. Am înțeles, măi. Bine, mă. Nivel cu bani. Deci scopul meu este să aduc mai mulți bani, a? FireRate, luăm toate astea. Mamă, cum merge jocul. Bă, s-a blocat jocul, ce-a întâmplat? Haideți că m-am jucat destul de mult și acum, cu acest click, o să fim permanent 1930. Dăm și un din asta să văd care e diferența de damage. Bă, nu mi se pare că dă damage mai mare. Dar poate dă mai repede. Deci nu văd niciun damage care să dea mai mare. Deci se pare că tot același damage de la 1930. Sau, nu știu, poate la bandă e același damage. Ideea este că e bine să farmezi aici, dar ce-ți dă o grămadă de bani. Și, na, cam asta e faza, uite și tu. Mă destur destul de bine. Aș putea să-l mai cresc până în 1940 sau 50 și după aceea să continuăm la normal. Că jocul e prea fain, dar cred că o să-l las pe următoarea dată când o să fie. Așa că o să merg aici mai departe. Nu o să mai farmez. Așa, măresc cu tot ecranul, așa. Și o să dau la income de vreo două ori și dau continue. Și mă dat aici un helmet, cât de tare, să vedem ce upgrade-uri avem. Plus 4, să vedem acum ce damage avem, că mă dat permanent, da? Ia să vedem cum ne surcăm. Ok. Ia să vedem, facem asta. Să vedem dacă 1930 contează la ceva. Să vedem dacă contează, măcar o să mai mișc astea. Ok, o să dau asta repede. Oh my god! Oh my god, dau plus 10? Ce? Ce damage mare dau? Bă, ce damage mare dau față de înainte? Sunt la 1940. Am început cu 1930, de asta. Hai că-l maxăm pe ăsta. N-am putut, n-am reușit să-l maxăm. 45, asta tot, asta conține de FireRate. O să dau asta cu Ani. Așa. Bun. Asta e foarte bine. Să vedem, facem aici ceva. Ia să vedem. Nu face nimic. Eu ce v-am zis? Exact ce v-am zis înainte. În jocul ăsta, pur și simplu, ce contează? Dar nu o să ne bată recordul. Ia uite și tu. Nu contează absolut nimic. Da, deoarece în jocul acesta contează foarte mult FireRate și upgrade-urile. Am înțeles cum stă treaba. Deci avem avion din 1930, dar nu este mai puternic, practic, decât avionul celălalt. Uite, avem avion din 1930. Zice FireRate 4, Range 4, Power 4. Și ăsta, mă, e mai puternic unul, dar mie nu mi se pare. Mi se pare că e la fel ca primul, nu este nicio diferență. Suntem pe locul 429, avem două locuri la Lact. Deci se pare că joculețul ăsta este destul de lung. Dacă vreți să mai facem un episod sau o serie cu jocul ăsta, să-l terminăm, rupeți aici butonul de cocolai și ne vedem data viitoare. Pa, pa!